spui că nu o va revoca pe Laura Codruța Chiuveși? De fapt, nu. De ce spui că nu va respecta decizia Curții Constituționale? Că de fapt asta spui. Fiindcă doamna Chiuveși este un pilon fundamental în acest moment în realegerea viitorului președinte. Și vedeți foarte bine că lucrurile evoluează într-o direcție greșită pentru România din toate punctele de vedere. Pentru al doilea mandat, președintele singur s-a poziționat. Eu cred că dânsul nu intră în turul 2. Se pregătește Dacian Cioloș, care stă la cotitură, vedeți foarte bine, pentru turul 2. Nu știu cine va câștiga, cel puțin nu acum, n-am domnul să știu. Găsim un balon cu heliu, adică de unde să ajungă Dacian Cioloș în turul 2? Este întreb și eu. Partidul lui România Cruce, nu știu cum se numește, plus, minus, nu știu, are un nume, partidul său, îl știți dumneavoastră, este foarte sus în sondaje în județele din Ardeal. În zona asta. Și de asemenea merge bine și în București, la tineri, la corporatiști, la mesaje. Bun. PSD-ul... Eu știu că e o linie în care din ce în ce, precum un cozonac pus la dospit, da, așa este. În toate sondajele crește, crește, crește. Așa eu am este. Mai văzut și la fel și, văzut, și Bogdan, da. De-a lungul timpului am mai văzut, bule, așa, dar care nu erau confirmate la vot. Oricum văd scenariul, îl înțeleg. Acum e important să ne concentrăm pe al crește pe Cioloș. Este, și atenție, nu pe Klaus Iohannis. Deci Klaus Iohannis nu întâmplător va ieși sâmbătă, știți că omul nu se deranjează sâmbătă. Și v-a spus, candidez pentru al doilea mandat. Crezi că era mesajul pentru noi, Sandra? Nu. Era pentru statul subteran. Ce le-a spus? Rămâneți lângă mine, fiindcă voi o să aveți în continuare privilegii încă 6 ani de zile. De ce a spus Liviu Dragnea, nu exclud suspendarea președintelui? Era tot dialogul cu statul subteran, spunându-le, atenție, dacă se riscalu, vi-l suspend și într-o lună de zile vă schimbă toți. Deci, lupta se dă exact în această zonă. Ce este într-adevăr nefericit este că, iată, 12 state, toate importante pentru România, semnează, fără, în opinia mea, fără o suficientă analiză, fiindcă chestiunea asta cu lungimea dosarelor putea fi discutată separat și cu senatorul Șerban Nicolae și cu deputatul Răzvan Prișcă, că înțelegeau și unii și alții, sunt convins. Deci nu apar public. Deci chestiunea cu revocarea și Curtea Constituțională nu ne interesează. Deci dacă președintele nu respectă Constituția, nu avem o problemă, fiindcă e o problemă de politică internă. În legătura cu legile justiției, ei, acolo avem o problemă mare. Uite că se fac pași înapoi și se întâmplă lucrurile astea. Deci situația este România... Războiul român-român devine încet, încet câmp de bătălie pentru exteriorul țării. Și în exterior avem foarte mulți prieteni, că de pildă eu sunt convins că Statele Unite chiar ne vor bine. Numai că în spatele acestor instituții, că în opinia mea ambasada este o instituție, ambasada ca instituție, da? Sunt forțe care nu vor binele României. Că n-ai cum să promovezi războiul din această țară. Ce îmi spuneți, de fapt, ce îmi spui și ce înțeleg, este că statul subteran, nu-i spui paralel, este foarte puternic în acest moment, este continuă să dea direcții, decizii, președintele se roagă Sandra, de statul subteran să-l mai țină. Statul subteran a încercat să negocieze. Și Cioloș e vrut de statul subteran. Demonstrațiile acelea pe care le-am văzut cu 100 de inși, cu 50 de inși, cu 200 de inși, de care râdeam noi pe Piața Victoriei, erau demonstrații împinsă de statul subteran, care dorea să negocieze. Acolo sunt oameni care și-au clătit viața, cariera, pe bani foarte mulți, salarii, pensii uriașe, avantaje extraordinare. O să spuneți, domne, așa ceva... Dom'le, nu o să spun. Deci pacea nu e dreaptă. Dar e greu să spun. Sandra Stoicescu, pacea nu este dreaptă, dar este necesară. Și asta nu înseamnă nici o clipă să încetăm lupta împotriva corupției. Dimpotrivă, să o începem cu adevărat. În momentul respectiv. În rest,